Se spune că de mult, în îndepărtata Indie, un trăsnet a căzut peste casa unui om de vază. Ei, dragii bunicuței, și toate bogățiile acestuia au ars dintr-o dată. I-a rămas nefericitului doar un uriaș ceaun de tuci pe care focul nu l-a putut vătăma. Și iată cum omul nostru, ajuns în pragul sărăciei, s-a hotărât să plece din locurile de baștină pentru a-și uita nenorocirea. Ei, și înaintea plecării s-a dus la vecinul și prietenul lui, pe care îl chema Lakshmana, și i-a zis: "Rogu-te, binevoitor prieten, păstrează-mi până la înapoiere singura avere, cea unul de tuci." 2 ani de zile a pribegit Nanduca pe meleaguri străine, dar într-al treilea i s-a făcut dor de locurile de baștină și s-a întors în satul lui. Ei, dragii bunicuței, și înapoiindu-se, s-a dus la vecinul său să-i ceară ceaunul. Văzându-l pe Nanduca, Lakshmana a rostit cu prefăcută amărăciune: "Vai, prietene! Vai, 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 ce nenorocire! Ceaunul tău de tuci a fost mâncat de șoareci." De șoareci? Da, de șoareci! Vai, dar ce nenorocire!" Nanduca a înțeles că vechiul său prieten nu spune adevărul, dar n-a arătat de fel că nu îl crede. A mulțumit respectuos, apoi a spus cu glas tare: "Te rog să mă ierți, dar acum aș vrea să mă cobor până la râu, să mă spăl de păcate după drumul cel lung. Roagă-l pe feciorul tău să vină să mă ajute și să aducă la mal tot ce trebuie pentru spălarea de păcate." Zis și făcut, Nanduca a plecat către râu, iar după el venea, ascultând de porunca tatălui său, feciorul de 7 ani al lui Lakshmana. Alegând un loc mai ferit, lângă o stâncă, s-a spălat Nanduca de păcate. Apoi l-a luat pe feciorul lui Lakshmana și l-a dus într-o peșteră din apropiere. I-a dat ceva de aleguri și i-a spus să-l aștepte, căci el se va retrage să se roage, apoi va reveni curând. Nanduca însă, după ce a lăsat copilul în siguranță, s-a îndreptat spre casa vecinului său. Văzându-l că vine singur, acesta l-a întrebat: "Nanduca, unde mi-e feciorul? De ce nu s-a întors acasă cu tine?" "Vai de mine, prietene, s-a întâmplat o mare nenorocire." "Ce s-a întâmplat? Te rog, nu mă mai ține pe jar." "Eu mă spălam, știi, că de-aia m-am dus la râu și când deodată văd o rândunică ce îl înhață pe feciorul tău, îl ridică în aer și pleacă cu el. Feciorul tău stătea pe bolovan, pe malul râului." "Ce spui, ticălosule? Cine poate să creadă că o rândunică poate căra în zbor un copil de 7 ani? Hai chiar acum cu mine la judecător." Așa că Lakshmana l-a dus de grabă pe Nanduca la un judecător. "Stăpâne înțelept și prea drept, mincinosul ăsta zice că o rândunică l-a răpit de pe un bolovan de la marginea râului pe feciorul meu de 7 ani. Te rog, poruncește ticălosului să-mi înapoieze băiatul." Ascultându-l pe Lakshmana, s-a întors judecătorul către Nanduca și i-a zis: "Tare nesocoți lipsiți de inteligență! Pe dată să-i înapoiezi vecinului feciorul." "Iertați-mă, domnule judecător, dar cum să îl înapoiez dacă l-a răpit o rândunică?" Atunci, toți judecătorii cât se aflau în încăpere n-au mai putut răbda și au strigat într-un glas: "Ce tot vorbești, omule? O rândunică poate ridica oare un copil în văzduh?" Nanduca a prins a râde și le-a răspuns printre hohote: "Iertați-mă, nu vă supărați, dar dacă șoarecii pot să mănânce un ceaun de tuci, atunci și o rândunică poate ridica în văzduh un copil de 7 ani."
a răspuns acesta și apoi a povestit cum îi lăsase în păstrare vecinului ceaunul de tuci și ce s-a întâmplat după aceea. Atunci au râs cu toții și au prins a vorbi. Nanduca și Lakshmana, hai, de așa, împăcați-vă și să nu vă mai certați. Lakshmana se înapoieze lui Nanduca ceaunul, iar Nanduca lui Lakshmana feciorul. Și așa au și făcut, dragii bunicuței, și amândoi au fost foarte mulțumiți. Ei, dragii mei, dar oamenii din satul acela își spun și astăzi, acolo unde șoarecii pot mânca un ceaun de tuci și rândunica poate să ridice în văzduh un copil de 7 ani. Vă las pe voi, dragii bunicuței, să trageți învățămintele ce se desprind din această poveste minunată. Vă iubește, bunicuța!